Doamne, în ce mă băgasem! Pascuf întrerupt de o bătaie în ușă și în cameră își făcu apariția doamna Selton, miniona cu înfățișare plăcută vederii. Înaintea legănându-și șoldurile ce se cambrau dulce dintr-o talie foarte fragilă. Într-o mână ducea un sac de sport cu o rachetă de tenis, iar cu cealaltă ne întinse portofelul lui Esden. Uitați-vă ce am găsit pe coridor când am plecat din hotel. Pascu luă portofelul din piele bej de reptilă și desfăcându-l scoase pașaportul din el. Da, este al domnului Esden, spuse el uitându-se în pașaport. Luați loc, vă rog, o invită el arătându-i un scaun. Ce înseamnă că l-ați găsit pe coridor? Unde anume? Chiar lângă camera domnului Esden. Noi suntem vecini și la plecare am văzut portofelul jos pe mochetă. L-am ridicat și deschizându-l am observat pașaportul. M-am uitat în el așa cum ați făcut și dumneavoastră și constatând că l-a pierdut domnul Esden, am bătut la ușa camerei lui. Nu mi-a răspuns nimeni. Ce oră era? Vă rog să vă amintesc cu precizie. Cred că era 4 și un sfert, 4 și 20 de minute. Da, atât cred că era. Mă îmbrăcam când m-am uitat la ceas, era 4 și 5, 4 și 6 minute. Nu era mai mult de 4 și 20 de minute când am plecat. Ați bătut destul de puternic la ușa domnului Esden. Da, dar n-am insistat. Mi-am zis că este plecat și la ieșirea din cameră, scoțând ceva din buzunar, i-a căzut portofelul. De ce nu l-ați predat la recepție pentru a fi în mâna domnului Esden? Ca să fiu sinceră, n-am avut încredere. M-am gândit la bani. Poate mai avea ceva în portofel. Pascu căută în despărțiturile portofelului. După cum vedeți, nu este nicio bancnotă înăuntru. Eu nu mi-am permis să mă uit. L-am pus în sac, arătă ea spre acesta și am plecat la tenis. De-abia acum, când m-am întors, polițistul de pe coridor mi-a zis că a fost omorât domnul Esden. Polițistul m-a trimis la dumneavoastră spunându-mi că sunteți căpitan. Întâi i-am arătat lui portofelul. Îmi iertați indiscreția, doamnă Selton, Edith Selton. Doamnă Selton, trebuie să vă pun câteva întrebări. A fost săvârșit un asasinat. Înțelegeți situația. Vai, dar este de-a dreptul îngrozitor. Domnul Esden era un om foarte plăcut, foarte simpatic. Cine ar fi avut vreun motiv? Adică, din cauza banilor? În definitiv, ce sumă poți avea într-un portofel? Eram vecin, soțul meu juca adesea cu domnul Esden canastă. Soțul dumneavoastră era în cameră când ați plecat. Nu, soțul meu plecase cu o oră și ceva înainte, aproape imediat după masă. Camera pe care o ocupați este în dreapta sau în stânga camerei domnului Esden? În dreapta, prima cameră în dreapta. În stânga cine stă? Familia Brecker. Unde v-a spus soțul că pleacă? La pescuit, este pasiunea lui. Iar dumneavoastră la tenis? Exact, da, trebuia să las la recepție portofelul. Îmi pare rău, aș putea avea vreo neplăcere din cauza asta. Puteți avea neplăceri doar dacă nu declarați adevărul, dacă ați încercat să induceți în eroare organele de anchetă. Dar eu nu vă induc în eroare. Spuneți-mi, vă rog, n-ați auzit cumva vreun zgomot venind din camera lui Esden? Aveți perete comun. Doamna Selton se concentră ca și cum ar fi încercat să-și amintească dacă auzise sau nu și clătină din cap. Nu, n-am auzit. Când am spus zgomot, m-am gândit la unul produs ca de răsturnarea unui scaun, să zicem, sau ca o buvnitură. Nu, mi-aș fi amintit. Poate n-am auzit din cauza radioului. Avem un tranzistor. Radio Vacanța transmitea o muzică foarte frumoasă. Da, exact, am făcut și un duș. Chiar înainte de a vă îmbrăca? Nu chiar înainte. Întâi am vrut să plec mai devreme la tenis, dar m-am răzgândit. Făcusem dușul, am mai stat puțin în pat și în cele din urmă m-am hotărât să mă îmbrac. Da, atunci m-am uitat la ceas, nu în timp ce mă îmbrăcam. Acum îmi aduc aminte perfect. Era 4 și 5, 4 și 6 minute. Tot timpul l-ați petrecut pe terenul de tenis? Îmi cereți un alibi? A fost săvârșit o crimă. Nu numai dumneavoastră, toată lumea de aici trebuie să ne spună ce a făcut între anumite ore în care se presupune că a fost săvârșită crima. Și la ce oră s-a întâmplat? Este un amănunt care aparține deocamdată organelor de anchetă. Ne-am îndepărtat însă de la întrebarea pe care v-am pus-o. Am plecat, deci, la 4 și 20 din hotel. Am ajuns acolo în câteva minute. Da, am fost tot timpul la tenis. Jucând? Am și jucat. Terenurile sunt destul de solicitate. Am intrat la clubul nautic să beau o cafea. Dacă o să fie nevoie, o să aflu cum se numește domnul cu care am jucat. Doamnă Selton, o să vă rugăm să ne arătați locul exact unde ați găsit portofelul. Cu plăcere, spuse ea cu amabilitate și se ridică grăbită de pe scaun. Am ieșit cu toții pe coridor și trecând puțin de ușa camerei ocupate de familia Brecker, doamna Selton așeză cu un gest sigur portofelul chiar în apropierea peretelui. Când l-ați observat? Îndată după ce am închis ușa cu cheia. Credeți că putea trece cineva pe coridor fără să-l observe?
Doamna Selton rămase câteva clipe pe gânduri, poate din cauza culorii acestei mochete. Întregul coridor era așternut dintr-o margine înaltă a peretului cu o mochetă de culoarea muștarului, dar luciul pe care l-avea piele de reptil a portofelului îl făcea destul de ușor observabil. Deocamdată atât, doamnă Selton. Vă mulțumesc! Toată lumea s-a supus consemnului de a nu părăsi camerele. De fapt, este un consemn autoimpus. Desigur, o să ni se aducă probabil mâncarea în camere, nu? Vom avea grijă să resimțiți cât mai puțin această situație neplăcută. Capitanul deschise ușa camerei lui Esden și, pătrunzând înăuntru, îmi spuse arătând spre prosopul de baie ce atârna în cuierul antreului. N-a mai avut timp să folosească prosopul. N-a mai avut timp să folosească prosopul? Mare cretin sunt! Pascu se repezi la telefon, sună recepția, rugă să fie capitanul Avram căutat, acesta se afla chiar în biroul de alături și Pascu-i ceru să fie adusă îndată de acasă femeia care avea în primire lenjeria la etajul 2. Ăsta e omul vostru de la recepție? L-am întrebat eu curios. Ce e om de la recepție? Venind încoace, l-am lăsat jos să stea de vorbă cu cele două liftiere, cu fetele de la recepție, cu băieții de la bagaje, hotel. Intră și iese tot felul de lume. Iar aici barul de zi e plasat, știți bine, în așa fel încât cei de la recepție nu mai au cum să-și dea seama dacă vreunul din consumatori nu urcă cumva pe scări la etaj. Ca să nu mai spun că din barul de zi, ieșind din closet, se poate ajunge la scara de serviciu. Poftim de supraveghează dacă poți. Este, deci, posibil ca autorul crimei să fie străin de hotel. Am luat în considerație, bineînțeles, și o asemenea ipoteză. Destul de puțin probabilă dacă ne gândim că el n-a intrat la întâmplare în cameră. A urcat sus în hotel, a intrat în cameră și a tras. Aici e cineva care l-a studiat bine pe Esden, care era la curent cu fiecare pas al acestuia, care a ales, care a pândit momentul crimei. Mai mult chiar, a calculat acest moment. Da, aveți perfectă dreptate. Ce spuneți că ar putea fi cu prosopul din cuierul antreului? Nu știu ce ar putea fi și asta și vreau să aflu, pentru că în baie mai există un prosop mare ca acesta. Iar un jos lângă coșul de hârtii. O să vedem ce spune femeia. Poate i l-a adus dimineață. I-am propus eu o ipoteză. Dimineața se schimbă prosoapele, cel murdar cu unul curat, stimate domn. Da, aveți dreptate. Iar prosopul cel nou se găsește agățat în cuierul din antreu. Că n-a fost folosit, asta e clar. Dungile rămase de la împăturire sunt intacte. Și nici n-a mai fost agățat în altă parte. Ar fi rămas o urmă de întindere. Urme n-au fost găsite. Urme lăsate de ucigaș. Aproape toate suprafețele lucioase din cameră erau pensulate cu prafuri de diferite culori și eram curios ce descoperiseră experții aici. Asemenea, oameni nu lasă urme. Sigur, noi căutăm. La prima vedere, nimic. Nu s-a găsit nimic. Nici în cameră, nici în baie. Și doar asasinul a încercat să creeze aparențele unui furt. În șifonier lucrurile erau răvășite, costumul de haine pe jos. Deci cel puțin pe ușa șifonierului ar fi trebuit să rămână impresiuni digitale. Cele relevate aparțin lui Cornel. Se lucrează cu mânuși atât de fine încât nici nu se observă pe mână. Iar simțul tactil nu este diminuat cu nimic. Și apoi e și o chestiune de antrenament. În mod normal ar fi trebuit să se găsească în cameră tubul glontelui tras. Nu-i nicăieri. Asta înseamnă că el a avut timp să caute tubul și a permis un asemenea risc. Da, s-a băgat sub pat după tub, a dat mobila la o parte, mă ironiză capitanul. Povestea asta cu tubul se realizează după lungi exerciții. Pascu se ridică și, mimând mișcarea celui care trage dintr-o singură bucată, se repezi cu palma stângă făcută căuși deasupra mâinii drepte care ținea un pistol imaginar. Chiar dacă nu-l prinde, tubul cade la picioarele lui, îmi explică Pascu. Bine, dar arma crimei, pistolul, nu o ascunzi atât de ușor. Mă îndoiesc că perchezițiile vor da vreun rezultat. Aici totul a fost gândit până la cel mai mic amănunt, spuse Pascu clătinând cu îngrijorare din cap. Nu demonstrează oare aceasta că asasinul a avut un complice? I-a predat imediat valetul de treflă, pistolul, tubul, sigur, a rămas glontele. Un tub poate spune mult mai multe decât spune un glonte. Bineînțeles, glontele ne va furniza o serie de indicii cu privire la arma cu care s-a tras. Mă gândesc că nu este exclus ca șefii lui Baxter să fi trimis. Asta mi-e teamă și mie. Ați sesizat foarte bine. Nathan ne-a spus că Baxter era singur. De ce n-am presupune însă că șefii lui i-au trimis umbra înainte, pentru ca ea să-l aștepte în țară? Cu o zi sau două înainte, să nu intre odată cu el. Și poate și din alte motive necunoscute nouă. El aici avea nevoie de o umbră, nu pe drum. În cazul lui Morel, situația era schimbată. Trebuia să-l suprime pe Baxter și treaba aceasta nu putea face singur. Dar dacă am merge și mai departe cu presupunerile? Nu, șefii lui Morel n-aveau cum să afle că Nathan s-a prăbușit în țară, că Morel a murit intrând la barieră.
De unde? Știți că Morel nu trebuia să le comunice că a ajuns cu bine și că a trecut la îndeplinirea misiunii. Le-a comunicat imediat după suprimarea lui Baxter. În privința valetului, de ce n-ar fi valabilă ipoteza din cazul lui Baxter și în ceea ce îi privește pe Morel și Nathan? S-a presupus și acest lucru. S-a presupus în extremis că șefii lui Morel ar fi putut să trimită aici încă un om de-al lor care să-l supravegheze pe Morel fără știrea acestuia. Să-l supravegheze și în caz de nevoie să-l apere. Și mai există și o altă variantă. Dacă șefii lui Baxter au aflat că acesta a fost curățat, nu este deloc exclus, nu? Să aibă și ei un om la rândul lor în rândurile agenturii lui Morel. Scandal nu iese, pentru că nicio parte și nici cealaltă nu dorește asemenea lucru. Ar însemna să recunoască cum că are agenți în rândurile celelalte agenturi. Când interesele lor se ciocnesc undeva, se preferă lupta surdă și ascunsă. Iar Dumitrana a fost la mijlocul ei. Asta nu-i meseria. Întrebarea care se pune este pentru ce au venit ei aici. În orice caz, nu pentru un fleac din moment ce două agenturi, și noi știm ce hram poartă amândouă, au intrat într-o concurență atât de acerbă. Ghinionul a fost că Morel n-a văzut la timp bariera lăsându-se. El știa pentru ce venise aici, iar noi îl preluasem de la graniță încă. Fără accidentul acela stupid ar fi fost mult mai simplu și nu-l pierdeam nici pe Cornel. Nu v-a spus problema că în momentul în care au dat cu ochii de Esden, deci găsind aici un alt Paul Esden decât se așteptau ei, vreți să spuneți să nu fi simțit cumva că am intrat noi în joc? Da, nu cred. Și iată de ce. În primul rând, agenților nu se cunosc de obicei între ei. În al doilea rând, avem de-a face cu două agenturi. În al treilea rând, chiar presupunând că cei care au venit aici, indiferent în ce scop să-l apere sau să-l suprime pe Morel, au primit fotografia acestuia, ei nu aveau cum să știe cine este de fapt acest nou Paul Esden. L-ar fi bănuit mai curând ca omul agenturii adverse. Și Morel și Nathan puteau dispare încă de la Viena. Sau pe drum de la Viena încoace. Și nu e exclus ca șefii lui Morel să creadă că dispariția acestui așa lui Nathan este treaba celeilalte agenturi, ca revanșă pentru Baxter, sau, de ce nu, că și-a băgat nasul a treia parte interesată. Dar apropo de băgat nasul, când v-am văzut apărând aici și am auzit că v-ați instalat cu o tipă la hotel, Ioana nu-i tipă, bine, cu o tânără. Un moment, m-am scuzat eu. Uitasem cu totul de Ioana și repezindu-mă pe balcon am văzut-o stând pe bancă așa cum mă înțelesesem cu ea. Când ne-am întâlnit seara în restaurant eram și instalat, am spus revenind în cameră. Iar eu și cerusem miliției să vă ridice a doua zi dimineață. Cum să mă ridice? Foarte bine cum ridică miliția pe cineva care îl urmărește pe baza unor semnalmente. În liniște și fără prea multă gălăgie. Nu pe dumneavoastră, pe Ioana. Iar odată cu ea, la Constanța vi se spunea, scuzați, am greșit, apăream și eu. La masa lui Esden însă, Goriș a făcut presupunerea că noi, vecinii ai domnului Orniț, sunt probabil securiști. Bineînțeles, presupuneri fanteziste. Mașina asta cu număr vest german, Ioana. Goriș se plimbase înainte de a intra în restaurant cu familia Orniț, cu Frol. Doamna și domnul Selton li s-au alăturat mai târziu. Familia Orniț a așezat la masa voastră, iar ceilalți la masa lui Esden, unde discuția a continuat. Și? Și-am contramandat povestea cu miliția. Mi-a convenit faptul că ei vă credeau oamenii noștri. Le-a băteam atenția de la Dumitrana. Dacă prin absurd l-ar fi suspectat că e român... Doamne, în ce m-am băgat? Singur! Adică v-ați făcut jocul cu mine. Ați intrat singur, e nevoie să precizez. Atât, doar că nu-mi convenea să se creadă că sunteți aici pentru ei. Urmărindu-l pe Sterling pentru ceea ce ne interesa să știm, am aflat că face contrabandă cu aur. Deci pentru el vă aflați în hotel și nu ca securist, din moment ce un capitan de miliție vă recunoaște și vă salută ca pe un coleg, crezând că ați venit tot în legătură cu crima. Așa că vă continuați rolul tovarășe mai... Și nu este exclus că în felul acesta ați scăpat de o călătorie pe lumea cealaltă. Zău, puteam să o pățesc. De-abia acum realizez. M-am îngrozit eu. Dacă vă băgați nasul, percheziții n-or să ducă la niciun rezultat. Vom face să se creadă că îl bănuim pe Sterling pentru ca asasinul lui Esden să se simtă cât mai în siguranță posibil. A lucrat perfect. Din cauza contrabandei cu aur, crima a căzut pe capul lui Sterling. Numai așa, știindu-se în siguranță, va acționa mai departe. Circumstanțele ar fi favorabile. Împușcătura nu s-a auzit, s-a tras deci cu un pistol cu surdină. E clar că un străin a săvârșit crima. Iar străinul acesta nu poate fi decât Sterling. A vrut să scape de Esden, cu care era complice la contrabandă cu aur. Este o versiune. Este și nu este, dar alta însă n-am deocamdată. De știu ceva, cât de puțin nu știți nimic, chiar nimic? Știu un lucru, că o să iau bătaie mâine de la colonel, sau poate chiar astăzi că m-am desconspirat luând în cercetare crima. O să-mi spună că interesele generale ale cazului primau. Da, primau. Cui era să lasă ancheta?
Sigur, se găsea cine. Când însă Matin că a raportat prin radio că Ezden a fost omorât, n-am mai fost în stare să judec. Stătusem în umbră cu bilet prin onete la hotel Doina 1. Nu era deci o problemă să mă transform aici în capitan de miliție. Știu, colonelul o să spună că n-am făcut bine. Dacă nu-l descoper pe cel care l-a ucis pe Cornel... Capitanul tăcu și, aprinzându-și o țigară, se ridică de pe scaun. Ceva îl preocupa în mod evident, se așeză din nou venind lângă mine. Colonelul Dumitru ar putea sosi încă astă seară și ar fi foarte bine. Aș vrea să vă cer o părere. Poate nu-i nici momentul, nici locul. Da, sigur, vă ascult. M-am oferit eu văzând cât de jenat se simțea capitanul. Spuneți, am vrut să vă întâlnesc într-o seară, să stăm undeva de vorbă la Eforie sau la Mangalia. Erați mereu cu Ioana. O să discutăm altă dată. Găsim noi. Mi se propune o versiune cât se poate de obișnuită. A intrat și a tras. A scos portofelul din buzunar și așa mai departe. Ar însemna să presupunem atunci că ucigașul știa cu precizie unde ține Ezden valetul de treflă. Gestul de la poker putea să semnifice doar călare. Cornel păstra valetul în vasul cu apa al closetului. Îi pregătisem, ați văzut, o pungă specială de nylon cu o greutate care s-o tragă la fund. Și dacă în lipsa lui s-a percheziționat camera. Punea semne și nici noi nu stăteam cu mâinile în sân. Sigur, atât cât ne permitea situația. O situație cât se poate de delicată. Dacă s-ar fi observat că noi îl păzim pe Ezden, tipul sau tipii ar fi dispărut imediat și totul ar fi fost ratat. Aveam un capăt de fir minuscul. De fapt, nu știam nimic și vroiam să aflăm totul. Iar Cornel a mers atât de departe încât pentru a afla pe cine anume îl interesează dintre toți aceștia valetul, s-a expus cu bună știință. Spunând expus, aveți în vedere că el a scos cartea de joc din punga de nylon? Nu văd de ce ar fi făcut-o. Trebuia să o scoată doar în cazul unei întâlniri cu cei așteptați. Or, o asemenea perspectivă în aceste 2 săptămâni și ceva, noi n-am aflat nimic în plus. Dar absolut nimic față de ceea ce știam când am venit aici. De un singur lucru mi-e teamă. Capitanul rămase un timp tăcut, apoi reloca și cum ar fi vrut să alunge niște gânduri ascunse. Este foarte probabil că el să fi provocat și la jocurile de canasta așa cum a provocat ieri la poker. Nu, probabil, sigur. Hotărând să iasă din expectativă, a început să provoace. A început să provoace mai demult, deci. De luni, cred. Duminică am stat de vorbă cu el la Eforie, i-am spus că trebuie să mă aștepte. Să mai aștepte puțin, încă 7-8 zile. Eram net împotriva provocării. Să provoace ei întâi, i-am zis. Nu, ei nu or să provoace, ar fi provocat dacă era să provoace. Ei așteaptă un semn de la mine. N-a fost el de acord. Fapt este că mesajele lui au devenit mult mai lapidare. Nimic nou, aceeași tăcere. Ați putea presupune că cel interesat, cel care l-a omorât pe major, a reușit să afle unde este ascunsă cartea de joc. S-ar putea presupune și asta. Este aproape incredibil, dar nu imposibil. Ceea ce nu știu este cât de departe a mers Cornel cu provocările. Poate a observat o anumită reacție la careva și a continuat să provoace când s-a aflat numai în doi cu acesta. Adică să fi împins lucrurile până acolo încât să scoată cartea de joc din bazin? E greu de spus. Așa cum e greu de spus că la bazin a umblat ucigașul. Am fi putut stabili. Scoțând punga din bazin era exclusă, nu se prelingă de pe ea câteva picături de apă. Și noi am fi relevat pe mozaic urmele lor. Curgând atâta vreme, apa dușului a stropit însă totul în jur. Aburii s-au condensat în picături. Da, ținând seama că ascunzătoarea din bazin era foarte bine aleasă, este mai aproape de adevăr ipoteza că valetul de trefl a fost scos de Cornel. În cazul acesta, el trebuia să fi fost pregătit. Ce înțelegeți prin asta? Ar fi avut la îndemână pistolul. Ca să rateze totul? N-am înțeles, am recunoscut eu. Ce obținea prin arestarea celui pe care îl interesa valetul de trefl? Putea fi de-ai lui Baxter sau de-ai lui Morel. Or nici Baxter, nici Morel nu știau cu cine trebuiau să se întâlnească aici. Altfel nu aduceau cu ei o parolă atât de fermă. S-ar fi rezumat la una verbală. Nouă ne trebuia omul care era așteptat la randevu. Înțelegeți acum cât de delicată, cât de grea era misiunea lui Dumitrana. Cu alte cuvinte, era momeala. Noi spunem om introdus. Cornel a scontat pe faptul că tipul nu o să tragă. Am crezut probabil că o să se retragă strategic, că o să motiveze intrarea în cameră printr-un pretext oarecare. El doar se împrietenise cu toți cei de pe palierul acesta. Tocmai în acest scop. După ce ați constatat că valetul nu mai este în punga de plastic, v-ați dus drept la sacoul lui Dumitrana. Normal. Deci ați admis și posibilitatea ca Dumitrana să fie avut asupra sa cartea de joc. Nu cumva ucigașul a vrut să ajungă la sacou având în vedere provocările lui Dumitrana?
M-am gândit și la asta. Dacă ușa balconului ar fi fost deschisă, o asemenea tentativă ar fi fost cât se poate de ispititoare. Nu doar să controleze dacă Dumitrana are valetul, ci să-l sustragă. Crima demonstrează clar acest lucru. V-am spus, am încercat prin balcon. Ușa era încuiată. Știu. De ce stătea el însă cu ușa balconului închisă, asta nu pot să-mi explic. Ca să-l determine să intre de pe coridor? Nu cred. Treceți, vă rog, pe locul unde a fost găsit. Esden, îmi ceru capitanul. Vreți să facem un fel de reconstituire? Exact. Mi-am oferit mai întâi o bomboană de mentă și în momentul următor s-a auzit o bătaie în ușă. Intră o brunețică drăgălașă cu un ten colorat, cu ochi verzi mari și rotunzi. Ați trimis după mine. Eu sunt femeia de la etajul acesta. Vai, doamne, am auzit că a fost omorât domnul de aici. Tocmai în legătură cu aceasta am dorit să stăm de vorbă puțin. Ia loc, te rog. Nu, lăsați, n-avem voie să stăm în prezența pasagerilor. Roșia. Noi nu suntem pasageri. Spune-mi, te rog, l-ai văzut azi pe domnul Esden? Domnul care locuia în camera aceasta. Da, l-am văzut. L-am văzut dimineață când s-a dus pe plajă. Tocmai ieșeam din camera de alături de la domnia aceea mai în vârstă, de la 208. Asta din stânga, arătă ea. Și ai intrat imediat aici în cameră? Nu, ieșisem să scot aspiratorul. Am șters praful. Am intrat după vreo 10 minute. Ai schimbat așternutul? Nu, îl schimbasem ieri. Și nici prosoape curate n-ai pus. Când schimbăm, schimbăm toată rufăria odată. Numai dacă ne cer clienții. Văd în cuierul din antreu un prosop de baie curat. Da, eu l-am adus. Când? Chiar înainte de a pleca acasă. Se făcuse 4. Eu la 4 termin serviciul. M-a sunat domnul și mi-a cerut să-i aduc un prosop de baie curat. Și? Am venit cu prosopul, am bătut la ușă, dar nu mi-a răspuns nimeni. Domnul intrase sub duș și atunci am agățat prosopul acolo în cuier. Ai bătut tare în ușă? Știu eu? Nu prea tare. La 4 lumea mai doarme. Am bătut și am încercat ușa, era descuiată. Când am auzit dușul, am zis că pentru mine lăsase ușa așa. V-am pus prosopul în cuier, am strigat eu. Și domnul ce ți-a răspuns? Nu mi-a răspuns nimic, curgea dușul. Adică socos că nu te-a auzit? Da, și nici n-am strigat chiar tare, am zis. N-ai așteptat să-ți răspundă, da, bine, sau lasă-l acolo? De ce era să aștept? I-am adus prosopul, l-am pus în cuier și am plecat închizând ușa. Spuneai că te-a sunat domnul și ți-a cerut un prosop. Cum era îmbrăcat? M-a sunat la telefon, suneria e defectă de câteva zile. Și ce ți-a spus? Să-i aduc un prosop de baie curat. În ce limba a vorbit cu dumneata? Franțuzește. Repetă, te rog, cum ți-a spus. Fata ezită și obrajii ei se umplură de roșață. Nu te jena. Panse... așa îmi spunea. Adică panseluțo? Da, așa. Panse... aportemoa... îi dădu curaj Pascu. Panse, aporte-moi, je t'en prie, un serviet, de ban, propre, spuse ea rar, ca la școală, gândindu-se și alegându-și cuvintele. Foarte bine. Altceva nu ți-a spus? Nu. Nu ți-a spus la ce cameră să-i aduci prosopul? Păi știam că era domnul de la 209. Deci ai știut cu cine vorbești? Da, se grăbia să răspundă. Cât timp a trecut până ai adus prosopul? M-am uitat, nu mai aveam prosoape de baie curate. Am urcat la 3, Mary plecase. Și atunci am mai urcat un etaj și am luat de la 4 prosopul. De ce n-ai coborât mai bine la 1? Sunt certată cu cea de la 1 cu zâna, nu vorbește niciuna cu ea. Și cât timp crezi că a trecut până ai adus prosopul? De, știu eu, 5 minute. Cred că au trecut 5 minute. Hai să vedem împreună. Ajungând în camera de oficiu, Pascu îi explică fetei. O să repeți exact ce ai făcut din clipa în care ai pus receptorul în furcă până momentul în care ai sosit cu prosopul la ușa camerei 209. Cu aceleași mișcări, nici mai grăbite, nici mai încete. Mai înțeles? Sigur! De ce crezi că te rog să faci toate astea? Ca să aflați cât timp a trecut de când am vorbit la telefon și până am adus prosopul de baie. Foarte bine! Tovarășe Maior, mi se adresă Pascu. Rămâneți dumneavoastră aici, eu o să însoțesc pe tovarășa sus. Cronometrăm amândoi. Așteptam în fața camerei lui Esden, trecuseră 5 minute și capitanul încă nu apăruse cu fata. Mi s-a părut că le trebuise cam prea mult timp pentru o asemenea treabă. 7 minute și 18 secunde. Își consultă pas cu ceasul, oprindu-se lângă mine. Exact, am controlat eu. Panseluța a mai întârziat sus, uitându-se la niște desuri pe care îi le făcuse cadou o pasageră colegăi de la 4, îmi explică Pascu. Reintrând în cameră, a rămas ultimul și înainte de a închide ușa, a așezat pe locul indicat de doamna Selton portofelul lui Esden. Uită-te la prosop, o invită el pe Panseluța, și spune-mi dacă e așa cum l-ai lăsat dumneata.
Da, eu l-am pus aici, e așa cum l-am pus. Îți mai spunea cineva panse? Nu, doar domnul de aici. Zău, dacă îmi vine să cred că a fost omorât. Întotdeauna găsea să spună ceva drăguț. Da, nu ca alții. Îți fac complimente și încearcă să umble cu mâinile. Cred că dacă au bani, gata. Era altfel de om. Când a intrat cu prosopul, ușa dintre cameră și antreu era închisă. Da, altfel se face curent. Mereu se sparg geamurile de la ușile astea. Venind în coace, te-ai întâlnit cu cineva pe coridor sau când ai ieșit de la dumneata din oficiu? Nu, coridorul era gol. Ai plecat imediat acasă sau ai mai rămas un minut, două în oficiu? Doar cât am încuiat ușa, pe urmă am plecat și nici de data asta n-ai întâlnit pe nimeni? Nu. Pascu făcu o pauză ca și cum s-ar fi gândit la ceva. Privi apoi fata în ochi. A fost comisă o crimă. Cred că îți dai și singură seama că n-ai voie să vorbești cu nimeni, dar absolut cu nimeni despre ce am discutat noi aici. Dacă încearcă cineva să te tragă de limbă, îi răspunzi în doi peri și mă anunți pe mine. Ne-am înțeles? Da, sigur că da. Bine, îți mulțumesc. Fata plecă și se întoarse imediat cu portofelul în mână. Uitați-vă ce am găsit lângă ușă, spuse ea speriată. Când am intrat, nu era. Eu l-am pus acolo, o liniști Pascu luând portofelul. Am vrut să văd dacă poate fi observat sau nu pe mochetă. Bine, panseluț, îți mulțumesc. Rămași singur, l-am întrebat pe capitan ce părere avea despre cele declarate de fată. A reieșit ideea că Esden a fost omorât în intervalul acelor 7 minute. E oare posibil? Ca timp, da. Să încercăm. Treceți în mijlocul camerei. M-am conformat și Pascu ieși pe coridor. Am repetat de câteva ori aproximativa reconstituirea celor petrecute aici după varianta experților, alegând câteva locuri unde s-ar fi putut găsi maiorul Dumitrana în momentul în care în cameră ar fi pătruns asasinul, inclusiv posibilitatea ca el să fi fost în baie, trecând după aceea în cameră, și am stabilit că autorului crimei nu i-au fost necesare mai mult de 2 minute și jumătate. Pocnetul pistolului cu surdină nu s-ar fi auzit chiar dacă ușa balconului ar fi fost deschisă. Poate mai repede s-ar fi auzit zgomotul produs de căderea corpului. Familia Brecker nu se afla în cameră, iar doamna Selton asculta muzică. De ce stătea însă Dumitrana cu ușa de la balcon închisă? De ce? A dormit după amiază. Am arătat eu spre patul desfăcut și mi-am dat seama deodată. Era normal ca el, am accentuat eu cuvântul pe el, să doarmă cu ușa închisă. Să zicem, mai trebuie văzut cine ocupă camera care se afla de desubtul acesteia. Dumitrana nu v-a spus, el n-avea nicio bănuială? Ba da, a avut la un moment dat impresia că este Serling. Apoi mi-a spus că nu-i place Frol. Gorij a anunțat de câteva ori pe cuvântul valet. Urmărirea lor n-a scos nimic la iveală. Nimic. Se întâlnesc, se plimbă, participă la excursiile organizate de ONT. Selton a fost cu nevastă sa la Istanbul. Ar fi aici ceva, da, foarte neclar. Un moment... L-am întrerupt eu pe capitan. Și Gorish și Frol și Selton au chibițat la masă când Esden, trecând cu mâna peste buzunarul hainei, i-a spus lui Orniț în glumă că i-ar fi putut da el un valet ca să facă un care. Pe ușă își făcu apariția maiorul de miliție care îl preluase pe Serling și după fața lui mi-am dat seama că nu venise cu mâinile goale. Ghiuluri, cruciulițe, crucioaie, verighete, broșe, brățări. 2 kg, 154 de grame de aur plus 8 ceasuri. Să-i mulțumiți tovarășului maior, arătă Pascu spre mine zâmbind. Tovarășe maior, se întoarse acesta desfăcând într-un gest semnificativ brațele, adică jos pălăria, am făcut o mulțime de fotografii să vadă și ăștia cine le era vecinul. Perfect, v-ați gândit foarte bine. Și unde credeți că ținea tot aurul ăsta? În pragurile ușilor, pe o vergea special confecționată. Mâine aș vrea să-l aduceți aici, vorbim la telefon. După amiază, când e toată lumea în camere, de fotografie aș avea nevoie ceva mai devreme. Vi le trimit pe la 9-10 dimineață și o să mai am ceva pentru dumneavoastră, tot cam de genul ăsta, mai târziu însă. Ce să facem, tovarășe capitaniei, sunt o puzderie și noi câțiva. Zău, dacă nu-ți vine să-ți iei lumea în cap. Nu mai e nici casă, nici masă, nu știi ce-i noapte, ce-i zi. Și deodată a apărut pe ușă, rostogolindu-se spre noi ca o minge de biliard, directorul hotelului. Să trăiți! Vai de mine, vai de mine! Își împreună el mâinile, plecându-se spre noi, de parcă am fi fost niște icoane. Și tocmai acum, când eram plecat la Constanța. Să fie servită masa în camere tuturor celor de la etajul acesta, îl întrerupse Pascu. Alegeți 2 băieți expeditivi. S-a înțeles? Și pentru dumneavoastră, o cafeluță, o gustărică, un hors d'oeuvre, așa, așa, aranjez, sau poate niște ciupercuțe. Ciupercuțe umplute, șampinion farsis, așa, așa, așa,
Poate un peștișor? Un peștișor. Aha, am eu, am eu. Directorul întrecea un prestidigitator cu iuța la mâinilor sale, micuțe și puhave, desenând în aer tot ce ne oferise cu debordantă amabilitate. Capitanul îl opri cu un gest ferm. Nu mulțumesc, două cafele, două cafele mai tari. Și un conecuț, un conecuț, mic, mic, nu mare, nu mare. Fără coniac. Ba, eu un coniac o să beau, mare, am spus. Directorul ieși așa cum venise, rostogolindu-se, și odată cu el plecă și maiorul. Povestiți-mi acum ce ați făcut și în special ce știți despre după amiaza aceasta. Pentru că din câte vă cunosc, ați ținut și ochii și urechile deschise. Pentru asta v-ați și instalat aici, nu? Da, când l-am văzut pe capitanul Mating a transformat în paznic de parking. Nu e în regulă, mă întrerupse capitanul. Nu jucați cinstit. Întâi m-ați văzut pe mine în cafebarul nautic. Eu stăteam cu spatele, dar în fața mea era raftul cu sticle. Știți, rafturile astea sunt cu oglindă. Îl așteptam pe Dumitrana. La prânz apăruse în stațiune un Citroen DS21, trebuia să-i transmit urgent semnalmentele celui care sosise cu el. Putea fi omul aștepta la randevu. Zărindu-mă, v-ați întrebat imediat ce caut eu un Neptun. Mă știați în București, ocupa cu definitivarea anchetei cu Otto și ceilalți. Și l-ați urmărit pe Dumitrana până la hotel. Și asta ați aflat, am exclamat eu fără să vreau. Îmi luase măsuri, nu? Ca să mă pot întâlni cu Dumitrana fără ca cineva din cei de aici să ne vadă stând chiar întâmplător un minut sau două unul lângă celălalt la bar. Și apoi, pentru noi era foarte interesant de știu ce se petrece în spatele lui Esden atunci când el ieșea din hotel. Da, da, am spus eu și am început să-i povestesc capitanului cam ce credeam despre fiecare dintre cei de la etajul acesta. I-am relatat apoi câteva întâmplări de pe plajă, cum se desfășurau jocurile noastre de poker, i-am spus ce făcusem în după amiaza aceasta. Deci, la 4:15 v-ați așezat la masă. Domnul Brecker plecase de mult? Cred că da. Adică, doamna Brecker trecuse în balconul camerei lui Orniț cu vreo 20 de minute înainte de a începe jocul. Și bănuiesc că a făcut-o plictisindu-se singură? Da, asta am avut în vedere. Dar doamna Brecker e ahtiată după poker și nemai având răbdare, odată partida fixată mai devreme, pe domnul Brecker nu l-ați văzut ieșind pe balcon? Sau poate i-ați auzit vocea? Nu, am stat foarte puțin pe balcon. Mă retrăsesem în cameră ca să nu asist la pregătirile doamnei Orniț de a primi musafiri. Mi-a spus că inițial fusese vorba să jucați în camera dumneavoastră. Nu fusese stabilit ceva precis. O dată sau de două ori am jucat la doamna Brecker, dar de obicei ne adunam la Orniț. O singură dată la mine. Să spun sincer, m-a costat o grămadă de bani invitația asta. Jucăm la mine, nu? A zis Orniț. Cum doriți, am răspuns eu, putem juca și la noi. Bine, vorbim. Și a plecat. Ieșind mai târziu pe balcon, am văzut-o pe doamna Orniț pregătindu-se de musafiri. M-am retras în cameră și am așteptat să fim invitați. Orniț spusese, vorbim. Doamna Orniț, când a plecat? La un minut sau două după ce am venit cu Ioana. Și n-a mai revenit, adică de parcă ar fi uitat ceva? Nu. De obicei, masa era instalată pe balcon sau în cameră? În cameră, dar în apropierea ușii balconului. Deci rețineți cu precizie ora 3:45. Da, ne-am uitat cu toții la ceas. Am stabilit să ne ridicăm la ora 7:30 fără niciun fel de tururi. În timpul jocului s-a ridicat cineva de la masă. Doamna Brecker s-a dus odată la baie. La ea în cameră? Da. De unde știți că la baie? Și-am bănuit. Ați auzit apa cumva? Să nu fi fost un pretext. Nu, n-am auzit. Poate pentru că eram atent la joc. Nici nu știu dacă s-ar putea auzi de la locul unde eram noi. Să controlăm. Eu trec la domnul Orniț în cameră să-mi cer scuze pentru întârziere și să-l asigur că nu o să mai dureze mult, iar dumneavoastră vă duceți în baie și trageți apa. Distanța este absolut aceeași, cu diferența că baia de la camera dumneavoastră este în dreapta, iar a doamnei Brecker în stânga. Închid ușa la baie? Ușa de la baie, da. Ușa asta o închis printr-un gest reflex, da, nu și cea dintre cameră și antreu. Bineînțeles că și ușa de la balconul doamnei Brecker era deschisă. Capitanul ieși pe balcon, l-am urmărit cu privire așteptând să intre la Orniț în cameră. Ducându-mă la baie, am făcut exact ce-mi ceruse. Când reveni în cameră, pas cu clătină din cap. Nu s-a auzit nimic. Înseamnă că nu din cauza concentrării. Ce făceau? A venit și nevastă sa? Da, a venit, citeau. Nu vă faceți nicio problemă, suntem aici în vacanță. Stăm în camere și citim, s-a arătat el cât se poate de binevoitor. Principalul este să se afle cine a săvârșit această crimă murdară. Domnul Esden era tuturor foarte simpatic. Cred că n-ar fi făcut un rău nimănui de neimaginat. Exact, mi-aduc perfect aminte, s-a ridicat și el de la joc. Tot la baie? Nu, în afară de Ioana nu ne prea intra la niciunul carte.
Orniți făcuse câteva cacealmale, Ioan îl prinsese și la un moment dat a propus să schimbăm cărțile, găsim pretextul. Ale dumneavoastră alunecau, parcă mai bine. S-a adresat el doamnei Brecker și ne-a întrebat dacă suntem de acord să schimbăm cărțile. N-avem nimic împotrivă, i-a răspuns doamna Brecker uitându-se la noi ca și cum ne-ar fi cerut confirmarea. Nici mie nu-mi intra carte. Vezi, sunt pe noptieră, i-a spus doamna Brecker. S-a ridicat el sau l-a rugat ea să se ducă după cărți? Am încercat să-mi amintesc cum se întâmplase. Nu, i-a spus ceva în genul acesta. Fii atunci drăguț și adu cărțile. Cred că au fost două intenții simultane. Ea fiind femeie, aveți deci impresia că el s-a pregătit să se ridice și s-au auzit cuvintele. Vezi că sunt pe noptieră? Da, așa s-a întâmplat. Cât timp a lipsit domnul Orniț? Puțin. Foarte inteligent răspunsul. Puțin, adică să calculez. Fusese rădate cărțile, cine le dăduse? Orniț le dăduse tocmai spunând că ale doamnei Brecker alunecă mai bine. Jocul s-a făcut fără el? Da, n-am cu ce merge, a zis și s-a ridicat în picioare. Și-a plecat, completă capitanul. Când a revenit, terminase răți? Nu, doamna Brecker mă relansase pe mine, nu știam ce să facă, mi-intraseră trei de cari. Vrea să zic că a spus banii cu toții. A făcut cineva de trei ori? Ioana, iar doamna Brecker a făcut pe nouă. Am înțeles. Deci s-au pus banii pe trei, apoi pe nouă, s-au cerut și împărțit cărți. Ioana a fost probabil cea care a cerut, dumneavoastră cu trei de care ați plusat, doamna Brecker a relansat, Ioana a spus că nu plătește, iar dumneavoastră tocmai vă gândeați ce să faceți. Așa este? Exact. Cam la cât timp după începerea jocului a schimbat cărțile? Am stat să mă gândesc. Cam la un sfert de oră, maximum 20 de minute. Și deodată am avut o revelație. La 3:45 am început jocul, plus 20 de minute înseamnă 4:05. Exact când s-a comis crimă, exact în intervalul celor 7 minute, exact în timpul cât fata era la etajul 4 să aducă prosopul. Deci îmi propuneți următorul tablou, zâmbi Pascu ironic. Orniț s-a ridicat de la joc, a străbătut camera doamnei Brecker, a ieșit pe coridor, de acolo a intrat la Esden în cameră, l-a împușcat, i-a sustras portofelul, dacă n-a căutat chiar un vasul cu apă al closetului, scoțând valetul din pungă, s-a întors în camera doamnei Brecker, a luat cărțile de pe noptieră și a venit cu ele la joc. Să-l arestăm atunci și odată cu el pe doamna Brecker pe panseluța? Da, evident, Orniț n-a avut timp pentru toate astea. Am recunoscut eu și l-am întrebat să văd ce gândise. Pe panseluța, de ce ați zis să o arestăm? Cu doamna Brecker sunteți lămurit? Spuneți-mi de ce pe panseluța? Am evitat eu un răspuns. Pe panseluța pentru că a întârziat uitându-se la desurile pe care le primise cadou colega ei de la patru. Iar pe doamna Brecker ca tăinuitoarea pistolului lui Orniț, a portofelului lui Esden, pe care apoi l-a aruncat pe coridor. Singur mi-a povestit, nu, că Orniț avea pe el un short și o cămașă de etamină subțire. Ce-a făcut cu pistolul? Mă salvă Ioana de la răspuns. Am înghețat afară, se justifică ea îndreptându-se spre șifonier. Eu n-am mai pomenit așa un frig la mare. Iar te topeai de căldură. Să te prezint capitanului. Se întoarse spre acesta și făcu o reverență, apucând o fustiță imaginară cu degetele. În ordine, făcu Pascu schițând un zâmbet ușor, adăugă înclinându-se. Ne-am mai cunoscut când m-ați urmărit într-o seară. Da, și v-am admirat mersul, aveți un mers foarte mișto. Poftim expresie de poetă care își dă doctorat în filozofie, am izbucnit eu un râs. Cum, mișto? Întrebă Pascu râzând. Ioana nu se asocie râsului nostru. Când o să ne împrietenim și sunt sigură că așa o să se întâmple din moment ce sunteți prieten cu Adrian, o să vă spun cum mergeți. Deocamdată să zicem rasat, ceva în genul lui John Wayne. Am cunoscut odată un milițian, era tare sărman cu duhul. Ioana? Am chemat-o eu la ordine. Ia spulovărul sau ce vrei să-ți iei și lasă-ne, te rog, pentru că avem treabă. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alibiuri și o casă de fier. Așa cum era de așteptat, perchezițiile nu aduseră niciun rezultat și domnul Frol fu chemat primul în camera mea. Apăru cu mers de cocostârc și fața lui de ascet se lungi și mai mult parcă. Luați loc, domnule Frol, îl invită capitanul. Adusesem de pe balcon la cererea lui Pascu unul din cele două fotolii de răchită împletită. Când stai mai comod, te simți parcă mai în siguranță, îmi explicase capitanul. Frol se așeză, dar mută fotoliul puțin mai încolo ca și cum l-ar fi deranjat lumina de sus. Dumneavoastră l-ați găsit mort pe domnul Esden în cameră, spuneți-mi. L-ați cunoscut mai înainte sau ați făcut aici cunoștință cu el? Aici, era bronzat când l-am cunoscut eu. Ce relații erau între dumneavoastră? De cunoștințe întâmplătoare, jucam împreună canasta, stăteam împreună pe plajă, încât o seară mai ieșeam la restaurant,
Cam acestea erau relațiile. Un om foarte plăcut. Cu cine credeți că era mai apropiat? E greu de spus. Poate cu domnul Goriș? Nu, cred că mai curând cu domnul Selton. De ce credeți asta? Conversau mai des pe plajă, stăteau de multe ori unul lângă celălalt. Domnul Selton făcea parte din aceeași societate de canastă? Nu, el juca mai rar, de cele mai multe ori prefera să se ducă la pescuit. Se ducea singur? Cred că da, n-aș putea să vă spun. V-am întrebat în sensul dacă nu cumva există o asemenea afinitate între ei. Nu, domnul Esden prefera să joace cărți după amiaza. A avut domnul Esden vreodată un schimb de cuvinte mai dur cu vreunul din dumneavoastră? Eu nu știu. Și nici n-ați auzit? Nu. Credeți că ar fi avut cineva interes să-l omoare? Tocmai în aceasta constă și misterul. Cine și de ce? Domnule Maior, arătă Frol spre mine. L-ați cunoscut ca și noi. Era un om foarte agreabil, comunicativ, mereu îndatoritor. La ce oră ați descoperit că a fost omorât? Era 5 și 35 de minute. V-ați uitat la ceas? Da, înainte de a pleca am luat un medicament. Ați vrut să-i spuneți ceva domnului Esden? Am vrut să-l întreb dacă nu i-ar surâde o partidă de popice. V-aș ruga să povestiți. După amiaza aceasta nu s-a mai închegat o formație de canastă și am hotărât. Iertați-mă că vă întrerup. Partenerii au avut alte treburi sau nu a mai existat dorința de joc? Domnul Brecker trebuia să plece la Mamaia și mi se pare că a și plecat. Când se întâmpla să fie cineva indisponibil, din diferite motive, de obicei juca domnul Selton. Astăzi însă, domnul Serling ne-a spus că are de făcut un drum undeva. Ar fi fost amator Goriș, însă Selton n-a vrut să renunțe la pescuit. Este un sport într-adevăr foarte recreativ. Iertați-mă, și eu aș prefera unei partide de canastă câteva ore de pescuit. Este vorba și de temperament. Deci, v-ați propus să-l invitați pe domnul Esden la o partidă de popice. Exact. Era 5 și 35 de minute când ați bătut la ușă și... Am bătut scurs și am încercat ușa fără să mai aștept răspuns. Ușa era descuiată. Am intrat și am auzit dușul curgând. L-am strigat întrebându-l dacă n-ar vrea să meargă cu mine la bowling. Nu mi-a răspuns nimeni. Mi s-a părut curios, îl strigasem destul de tare. Dacă ar fi fost în cameră, ar fi trebuit să mă audă cu atât mai mult. Nu știu de ce, dar primul lucru la care m-am gândit a fost că i s-a făcut rău în baie. Am deschis ușa, nu era nimeni. Dușul curgea în gol, baia plină de aburi. Pătrunzând în cameră, l-am văzut prăbușit pe podea, așa cum l-ați găsit dumneavoastră. V-ați dat seama din primul moment că încetase din viață? Cred că da, n-aș putea să spun cu exactitate. Repezindu-mă spre cameră, eram încă sub impulsul senzației că i se făcuse rău în baie. M-am oprit aproape în mijlocul camerei și privirile mi s-au oprit asupra dărei de sânge care pornea de sub sân. Am mai făcut un pas sau doi și am văzut rana, gaura glontelui. N-ați încercat să vă convingeți dacă nu cumva mai trăiește? Nu, eram atât de îngrozit încât am dat năvală pe coridor și am început să strig că s-a omorât domnul Esden. Ați presupus deci că s-a sinucis? Da, la asta m-am gândit. Ați văzut arma și ea v-a condus la ideea? Nu, n-am văzut nicio armă, dar nu puteam să-mi închipui că cineva l-ar fi putut omorâ. N-ați observat nimic deosebit în cameră? Nu. Încerca să vă amintiți, poate un scaun răsturnat sau... Drept să vă spun, corpul lui Esden mi-a paralizat pur și simplu privirile. Aproape că nu puteam să-mi dezlipesc privirea de pe el. Era incredibil. Îl văzusem cu câtva timp înainte în viață. Când l-ați văzut ultima oară în viață? La prânz stătusem la aceeași masă cu el, am urcat sus împreună. Frol se gândi câteva clipe. Nu, pe urmă nu l-am mai văzut. Ați discutat în timpul prânzului ceva în legătură cu programul de după amiază? În timpul prânzului? Acum mi se păru că Frol vrea să câștige timp de gândire. Încerca să vă amintiți. Nu, cred că n-am discutat nimic pe această temă. Celelalte persoane cu care a stat la masă n-au propus nimic? Goriș a zis ceva, parcă. Nu mai rețin ce. De biliard, mi se pare, spuse Frol ca și cum și-ar fi adus brusc aminte. Și? Eu nu joc. Sterling trebuia să plece undeva cu mașina. Nu știu dacă... După câte mi-amintesc, domnul Esden a rămas pasiv. Mi se păru că s-au certat, că se cam certau între ele cuvintele lui. Spuneați că ați dat alarma, adică ați început să strigați. Da, am început să strig și am bătut la ușa familiei Selton. Nu mi-a răspuns nimeni. Am bătut la ușa următoare, doamna și domnul Milio dormeau. A apărut Sterling pe coridor. De unde știți că familia Millen dormea? Au venit mai târziu buimăciți de somn, întrebând speriați ce s-a întâmplat. Când m-am întors, se strânsese lume în fața camerei lui Esden. Numai în fața camerei? În ce cameră n-a intrat nimeni? Câțiva au intrat și în cameră, dar au ieșit repede înapoi. Nu credeți că ați comis o greșeală lăsând ușa deschisă?
Este cunoscut doar că în asemenea cazuri totul trebuie să rămână intact, nimic atins. Am făcut o mare prostie, o prostie enormă, aveți dreptate, spuse el, susținându-și cuvintele prin mișcări ale mâinilor. Nu se poate ca asasinul să nu fi lăsat urme pe mânerele ambelor ruși. Dacă s-ar fi găsit numai impresiunile dumneavoastră, le-am fi exclus, dar așa? Sunt vinovat, desfăcu Frol mâinile ca pe niște aripi de liliac. N-aveți idee cât mă condamn. Păcat, ne-ați îngreunat munca. Spuneți-mi, în ce relație era domnul Esden cu acest Serling? Normale, se gândi Frol să răspundă, bucuros că Pascu trecuse la altceva. Scuzați-mă, răspunsul dumneavoastră nu mă satisface. Normale, în sensul că n-am putut observa să se fi petrecut ceva între ei. E adevărat, domnul Serling mi-a zis într-o zi că Esden vrea să fie cu orice preț simpatic, însă el l-a surprins odată stând foarte abătut pe balcon. Adică? Nu știu ce a vrut să spună cu asta și nici nu m-a interesat. Fiecare om are momente de depresiune sufletească. Lui Serling îi cam place să bârfească. De Selton zicea că face pe masculul pe plajă. În sfârșit, mici răutăți din astea. Esden nu s-a referit niciodată la Serling. Nu, Esden era un om integru. Mai bârfește și doamna Brecker, aruncă așa câte o vorbă și goriș. Esden nu mi-a vorbit niciodată de nimeni nimic. M-am referit doar la Serling. Cu mine n-a vorbit nimic despre Serling. Am crezut că este cazul să intervin. Eram doar major. Când Serling și-a anunțat intenția de a pleca undeva cu mașina, nu vă amintiți, era de față și Esden? N-aș putea să vă spun precis. Eram cu toții pe plajă. Goriș parcă îl întrebase pe domnul Brecker dacă pleacă și azi la Mamaia. Acesta a răspuns că da și Serling a intervenit spunând că nici el nu va fi disponibil pentru azi după amiază. N-a mai continuat, venise băiatul cu casată. Casata-i pasiunea lui Sterling. Casata și contrabanda cu aur, am spus eu zâmbind ironic. Contrabanda cu aur? De Serling vorbiți? Se miră Frol. Da, da, tovarășul major, arătă Pascu spre mine, era pe urmele lui. 2 kilograme și ceva în diverse obiecte, ceasuri. O să vedeți mâine fotografiile. Fantastic! Cine ar fi putut crede că omul acesta liniștit, cu fața lui mare și nu prea inteligentă? Moartea lui Esden, acum povestea cu Serling. Moartea lui Esden n-a grăbit și arătarea lui Serling. Acum să vedem. Vă gândiți că ar putea exista vreo legătură? Întrebă Frol. Ancheta este abia la început. Capitanul îi mulțumi domnului Frol și acesta se îndreptă spre ușă. Am scos cutiuța cu bomboane de mentă, întinzând-o în direcția capitanului. Nu, mulțumesc, mă refuză el. Păcat, o bomboană de mentă răcorește. Ei, ce părere aveți despre acest Frol? Că știe mai multe decât vrea să arate. În orice caz, nu e la săvârșit crima. De ce sunteți atât de sigur? M-am uitat la capitan să văd dacă vorbește serios și am propus să o chemăm pe doamna Brecker, poate își dă drumul la gură. Nu, spuneți-i locotenentului să-l invite pe Goriș. Vreau mai întâi să lămuresc ceva cu acesta. Noi nu mâncăm astă seară. Să terminăm întâi aici, spuse el sec și arătă cu capul spre ușă. I-am cerut locotenentului să-l invite pe domnul Goriș de la 213 și acesta își făcu în scurt timp apariția, arătându-ne cât este de grăbit să ne poată fi de folos. Avea un nas masiv, buze groase, puțin răsfrânte, dar ceea ce reținea în primul rând privirea erau ochelarii săi mari, cu ramă lată și neagră. Se așeză în scaunul de răchită, picior peste picior și luând o ținută degajată și-a prins o țigară de foi. Vă stau la dispoziție cu dorința de a fi elucidat acest caz care face să se nască groaznice bănuieli. Sunt funcționar de bancă și întotdeauna onoarea mea a fost mai presus de orice. Încercasem să-i ghicesc profesiunea și nu știu de ce mi se păruse că-i medic veterinar. Goriș era exact tipul funcționarului de bancă, ajuns probabil șef de serviciu și cred că subalternii știau de frică, nu glumă. Aici poza însă în director și vorbea alegându-și cuvintele. Într-adevăr, împrejurările crimei nu sunt prea favorabile pentru cei care locuiesc aici în hotel sau la etajul acesta. Aveți perfectă dreptate, spuse capitanul și ceea ce mă izbi fu cât de repede se adaptase el ținutei lui Goriș, ca și cum ar fi fost colegul acestuia de la o bancă vecină și întâlnindu-se din întâmplare cu el, făceau schimb de impresii în legătură cu crima. Părerea mea este că asasinarea lui Esden are rădăcini mult mai adânci, că Esden a fost urmărit. Nu uitați, el era avocat. Cine știe ce relații oculte stau în spatele acestei crime? Relații care pentru dumneavoastră, polițiștii de aici, sunt de neșdescifrat. Da, dar crima a fost săvârșită aici, nu? Tocmai de aceea a venit el aici. Aflând că domnul Esden are de gând să-și petreacă concediul în România și a spus că este cel mai bun prilej pentru a-și pune în aplicare planul său odios.
Gorij era fără îndoială tobă de literatură polițistă și capitanul îl aduse la lucruri ceva mai concrete. Tocmai, bazându-mă pe intuiția dumneavoastră, v-aș întreba pe cine anume ați suspecta. Am stat și m-am gândit mult în aceste câteva ore. Eu cred că este Frol. Nu îmi place tipul ăsta deloc. Știți, iertați-mă, vă rog, dar ceea ce ne spuneți dumneavoastră este oarecum subiectiv. Aveți vreun motiv să-l bănuiți anume pe el? Frol a fost acela care a descoperit crima. Asta nu vă dă nimic de gândit? Adică? A comis-o și, pentru ca nu cumva să se găsească vreo urmă de-a sa, mă gândesc la urmele pe care n-a reușit să le șteargă, a intrat sub un pretext oarecare la Esden în cameră și a descoperit crima. Capitanul vrut să spună ceva, dar Gorij gesticula cu elocință și țigarea sa de foi care împuțise camera desenă o curbă prin aer. Mai mult, special a provocat tărăboi alergând de la o ușă la alta. Lumea o să se adune, și a spus el. Nu se poate să nu intre câțiva în camera lui Esden pentru a vedea despre ce-i vorba. Presupuneri, zâmbi Pascu cu îngăduință. Dar faptul că el... Ia uitați-vă ce se întâmplă. De obicei, Frol era animatorul partidelor de canastă și nu trecea aproape zi să nu se organizeze la el sau la Esden, sau la mine un joc. Astăzi la prânz am stat la aceeași masă cu Frol, cu Esden, cu Serling. Am cumpărat cu toții ziare și ne uitam prin ele în așteptarea desertului, când Esden a întrebat dacă facem ceva după amiază. Nu, azi nu se întrevede nimic, a zis Frol și l-a întrebat pe Serling. Plecați la Eforie, nu? Acesta i-a răspuns că da, o să plece mai târziu la Eforie și Frol a continuat. Domnul Brecker pleacă și el la Mamaia, n-avem cu cine juca azi. I-am spus că aș fi eu amator. Esden face pereche cu Selton, i-am zis, și noi jucăm amândoi. Adică putea face pereche cu mine. Selton se duce la pescuit după amiază, nu-i amator de canastă. A zis el și s-a întors spre Selton, care stătea cu Brecării la o masă vecină. Vă duceți la pescuit după amiază, nu? Deci nu l-a întrebat dacă n-ar vrea să ia parte la joc. Mi-a spus că suntem trei și că ne lipsește al patrulea. Din potrivă, a făcut tot posibilul să nu se închege o formație de canastă. Se pune întrebarea de ce? Pentru că altfel Esden nu putea fi omorât. Este o versiune de reținut, spuse gânditor. Capitanul, când ați văzut că lucrurile stau astfel, că nu se întrevede nimic pentru după amiaza de astăzi, n-ați propus altceva? Ba da, am zis că o să mă duc să joc biliar la clubul nautic. Oricum e altceva decât să stai 3 ore cu fundul pe scaun. Frol n-a fost amator? A rămas pasiv. N-a zis că faceți mai curând o partidă de popice? Gorij izbucni în râs. Frol și popice îl ia bila pe sus. Exagerați, poate, nu-i prea îndemânatic, asta e altceva. De câte ori am fost la bowling, Frol a făcut doar galerie. Selton, da, el e un adversar. Și deci v-ați dus să jucați biliard? Bineînțeles. Pe la ce oră ați plecat? Cred că era 3:30. Luăm prânzul la 1, e suficient o oră de somn. Când ați revenit la hotel? Aproape de ora 19, la 7 începe să se servească cina. Da, era 7:05. Din cele spuse mai înainte în legătură cu Frol, a reieșit însă că ați fost martor la descoperirea crimei. Nu, și îmi pare foarte rău, gesticulă Gorij. A trebuit să aflu totul de la familia Milen, cu care sunt vecin. Cu alte cuvinte, în loc să intrați la dumneavoastră în cameră, ați intrat la ei. Da, spuse acesta și ochii lui sclipiră și red. Am auzit jos că a fost omorât domnul Esden. Și-ați făcut împreună cu soții mele în toate presupunerile pe care ni le-ați împărtășit nouă sau ați trecut prin balcon în camera dumneavoastră? Nu, pe balcon nu era voie de ieșit, așa că am rămas până au venit să-mi percheziționeze camera. Au aflat probabil de la recepție că mă întorsesem la hotel. Ce-ați făcut în timpul celor 3 ore cât ați lipsit din hotel? Dacă e nevoie, o să vă relatez totul pas cu pas. Va să zic că pe la 3:30 am ieșit din hotel. Drumul până la clubul nautic a durat vreo 20 de minute. Stați puțin. Gorij se căută prin buzunare și în cele din urmă scoase biletul de intrare în club și un altul de achitare a taxei pentru o partidă de biliard. Poftiți, îi le întinse el capitanului Pascu. După seriile lor puteți afla foarte bine ora când au fost eliberate. Am făcut o partidă cu un ageam, ne-am scut o fabrică de salam, a mai plătit el o partidă și a adus 4 sticle de bere. Între timp intrasem în vorbă cu 2 tinere care ne asistaseră. Le-am explicat regulile jocului în timpul celei de-a doua partide cu neamțul, am trecut la jocurile mecanice, am tras toți 3 cu pușca, apoi, cum ele n-au avut nimic împotriva, ne-am oprit la bar să bem câte o cafea și ceva tare. Conducându-le la hotelul Miorița, m-am înțeles cu una din fete să ne întâlnim a doua zi în jurul orei 5 după amiaza la club. Iar de la hotelul Miorița am venit aici. Totul fusese povestit, șnur. Gorij așeză un picior peste altul, schimbându-și poziția.
Dacă aveți nevoie de bilete, vi le pot lăsa și chiar v-aș ruga să controlați adevărul celor declarate de mine. Spuneți-mi la ieșirea din camera, apoi din hotel, v-ați întâlnit cu cineva cunoscut? Goriș stătu puțin să se gândească. Nu, n-am întâlnit pe nimeni. Coridorul era gol, nici pe scări. Am predat cheia la recepție. Nu, n-am întâlnit pe nimeni. Și nici la club? Nu, dar știu unde stau fetele. Am întâlnire cu una din ele și ea vă poate confirma cele spuse de mine. Nu în acest sens am întrebat. Curios este că cineva de aici mi-a spus că și-a petrecut după amiaza la clubul nautic. Ori normal ar fi fost să vă întâlniți cu persoana respectivă, nu? V-a prezentat biletul? Nu, nu mi-a prezentat niciun bilet. Eu n-am întâlnit pe nimeni din hotelul nostru la club. Înseamnă că am mințit și este interesant. De ce? Ce a vrut să ascundă? Asta mă întreb și eu. O să rețin biletele în interesul anchetei. A, exact, spuse capitanul ca și cum și-ar fi amintit de ceva. Îndreptându-vă spre club, ați trecut pe lângă terenurile de tenis. V-ați oprit cumva pentru minut două? Da, mi-a scăpat acest amănunt. Știam că doamna Selton se duce cu regularitate la tenis, m-am uitat după ea, n-am văzut-o și mi-am continuat drumul. Capitanul nu spuse nimic, cu toate că după părerea mea ar fi trebuit să spună și atunci am intervenit eu. Fiți amabil, domnule Goriș, ce relații credeți că existau între Esden și Serling? Am remarcat perspicacitatea dumneavoastră și nu e lipsit de interes pentru noi să vă auzim părerea. Pentru că v-ați referit la perspicacitatea mea, o să vă spun că eu am intuit primul că nu sunteți un turist oarecare. Și anume cum? Am vrut eu să știu. Domnul Milen mi-a spus că sunteți maior de poliție. Vă felicit că ați avansat atât de frumos și nu mă îndoiesc că ați meritat. O singură greșeală ați făcut, dacă îmi permiteți. Da, vă rog, l-am invitat eu cu atâta amabilitate încât era să sar afară din haine. Nu trebuia să spuneți că sunteți român, dar eu tot aș fi bănuit că e ceva cu dumneavoastră. Aș fi zis că sunteți de la Interpol, probabil. Aveți o alură de detectiv înnăscut, felul cum conduceți mașina, apoi superba dumneavoastră însoțitoare. E un adevărat paspartu. Cu asemenea colaboratoare puteți pătrunde și în tezaurul unei bănci. Era o idee. M-am fuit eu pe scaun și am scos cutiuța cu bomboane de mentă. Nici nu-mi închipuiam, continuă Goriș, că poliția românească lucrează cu mijloace atât de subtile. Apoi, felul cum se desfășoară ancheta, unul pune întrebări, celălalt studiază. N-aș vrea să fiu în locul lui Frol. Poate îndrăznesc prea mult, eu însă aș fi inversat rolurile dumneavoastră. Nu, nu, este bine și așa. Domnule capitan, sunteți un om foarte inteligent și sunt sigur și un bun psiholog. Mi-a plăcut cum ați condus dialogul, parcă n-ar fi vorba de o crimă. Sunteți foarte amabil. Aprecierile dumneavoastră mă măgulesc. Am spus și am încercat eu să-l aduc pe pământ. V-aș ruga să revenim la ceea ce credeți despre relațiile dintre Esden și Serling. Da, da, ce să vă spun? Nu cred că erau animați de simpatii reciproce. Mai curând Serling, da, de la Serling nici nu poți avea pretenții prea mari. Nu pentru faptul că s-ar ocupa cu mașini agricole. L-am întrerupt. N-am văzut încă o broșă arând și nici trei rând grâul. Ce spuneți? Am glumit. În loc de mașini agricole, domnul Serling se ocupa cu contrabanda cu aur. Ce părere aveți despre asta, domnule Goriș? Ăsta e un fapt stabilit? Întrebă el după o pauză, privindu-mă gânditor. 2 kilograme și ceva de aur vă e de ajuns? Fantastic! Cine ar fi putut crede că Serling... Sunteți de felicitat, domnule major. Serviți o bomboană. I-am întins eu cutiuța. A, vă mulțumesc. Sunt probabil cu mentă. Ador bomboanele cu mentă. După plecarea lui Goriș, nu l-a mai întrebat pe capitan ce are de spus despre acesta și deschizând ușa balconului să iasă duhoarea țigării de foi, am rămas, adică la aer, lăsându-l pe Pascu să hotărască singur cine urma să fie chemat după Goriș.